vorbit într-un firesc să o marcăm și la Satul Mare. Și pentru că la nivel mondial această zi a fost dedicată problemelor de sănătate legate de diabet, împreună cu domnul dr. Siraghi, care este șeful secției de diabetologie și boli metabolice, am pus la, și împreună cu doamna director medical și doamna director de îngrijiri, vom face în cele patru locații aparținând Spitalului Județean, zic patru pentru că la Spitalul de Boli Contagioase nu se poate organiza niciun fel de eveniment, acolo intră doar cei care au motive să intre, la ambulatoriu, Spitalul Nou, Spitalul Vechi și la secția exterioară Tășnad, în intervalul orar 10-12, se vor organiza la intrările principale puncte de măsurare a tensiunii și a glicemiei și fiecare dintre cei care vor veni în acest interval orar vor beneficia de aceste servicii și vor primi flyere cu informații, simptomatologia subiectivă, mi-a spus domnul doctor că se cheamă, în sensul că să te prezinți la medicul tău dacă ai una dintre următoarele simptome. Pentru că de foarte multe ori oamenii nu-și recunosc simptomele și ei poate să aibă probleme cu glicemia și sau chiar poate să ducă un diabet pe picioare. Și valoarea tensiunii și valoarea glicemiei se va scrie pe acel fluturaș, iar în condițiile care sunt corelate cu vârsta peste în valori mai mari sau mai mici, se va face recomandarea să meargă cu acel bilețel la medicul de familie.